încep un nou test, care de fapt este chiar o lecție, să văd cum iese, care se cheamă Continuarea Corectă. Deci începem cu această poziție clară în care noi suntem cu negru. Tot ce trebuie să facem pentru a obține remiza aici este să menținem opoziția. Da? Că toată lumea știe și poziția aceasta vine pe aici, vin pe aici, vin înapoi, vin aici, vin aici, din nou vin aici și în momentul când intră pe linia 6, iau opoziția și aceasta este o poziție tipică de pat. Aici suntem cu negru și e un pic mai dificil. Deci, în momentul când el vrea să-mi ia și reușește până la urmă să-mi ia pionul, așa că mai bine din prima îl dăm. Și jucăm E5, pentru că la rege D5 nu este să jucăm rege D7, rege E5, rege E7 și nu are acces la aceste trei câmpuri vitale pentru el, după cum știți din lecțiile anterioare. Rege F5 și rege F7 și odată cu înaintarea pionului în față, una dintre condițiile de a transforma acest pion s-a dus pe a4 în B3, adică regele să fie în fața pionului și de aici totul intră în normalitate. Și din nou Simon. pat. Aici avem, suntem cu, ce suntem aici? Suntem cu albul și practic noi dorim aici să câștigăm interesant. E clar că dacă împingem ne bate și e remiză. Deci noi aici trebuie regea 2, regea 4. Da, foarte, foarte instructiv. Cred că trebuie să mai pun mâna pe cărțile de finaluri de pioni. Deci e clar că înaintarea pionului C duce la remiză. Deci avem ori regea 2, ori pion D3. Da, pion D3. Și în momentul când joacă rege B5, înaintăm peste el. Toată lumea înțelege. Rege C5 și rege A4 și nu poate menține și până la urmă acest pion va cădea. Sper, da? Nu sper. Așa este. Și atunci se pune întrebarea de ce se întâmplă dacă joacă rege A4. La rege A4 pur și simplu jucăm C3 sau C4. Și C3 ar juca. Da, și C3. C3 pentru că practic este forțat să bată. Și reușim să intrăm pe unul din câmpurile noastre de bază. Unul dintre câmpurile noastre, deci când avem un pion în plus, cum este cazul aici, sunt aceste trei câmpuri. Am reușit să intrăm pe unul dintre ele. Următorul, suntem cu albul, jucăm rege F6 și în momentul când împinge săracul H4, nu batem. Așa, puf, 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 el scoate damă și noi dăm mat. Următorul. Aici suntem cu albul, nu suntem cu negru. Da,
Deci e clar că trebuie să-l luăm pe ăsta. Și jucăm rege C4. Nu ne aruncăm din prima pentru că nu obținem nimic. Rege, dacă joacă rege E4 împingem. Rege F4 tot acolo se ajunge. Rege aici, rege C4, rege aici, rege aici și practic am câștigat partida cu negru. Suntem aici, deci negru se duce încolo. Da, albul este la mutare că este în șa. Dar ce poziție e asta că e de copii mici? Rege A6 și în momentul când împinge scoatem tur. Aici suntem cu negru. Cu negru? Nu, suntem cu albu. Suntem cu albu. Da. Și în loc să-i luăm unul din ăștia doi pioni, îi jucăm rege G4 și ne apărăm. Se duce la F6, luăm F4. Se duce la H6, luăm H4. Aici suntem cu albul și suntem în șah. Deci luăm, ia și este remiză. Când pionul G5 dispare, este remiză. Opsa. Deci, încă o dată, luăm, ia, împingem, se dă la o parte, împingem, se duce, împingem, scoatem damă, se duce la a doua și poziția este tipică de remiză. Deci, practic, noi trebuie să venim la E3, să lăsăm acest pion în pace. Și după ce ia, împingem, vine, împingem, împinge el, împingem, scoatem damă, împingem și acum a ieșit cu șah. Atunci trebuia să ne ducem la B1, scuzați un pic, ca să nu fim copii mici. Deci aici reluăm rege E3, rege A2, împingem, rege B1, override. Împingem pion A3, scoatem damă, nu mai pierdem un tempo cu șah, pion A2. Și acum, practic, câștigul este relativ ușor, șah. Și dacă se bagă la colț, cum ar fi fost cu poziție de pat, practic, deci încă o dată, rege A1, rege D2 și nu este pat pentru că are pionul B5. Iar dacă nu se bagă la colț și joacă, să zicem, rege C1, ne apropiem în trepte de bibic. Și suntem câștigați. Suntem cu albul, scuzați-vă că nu am pus așa doar ca să... Și aceasta este o poziție foarte simplă în care jucăm rege F5. Nu ne interesează că noi pierdem nebunul. Mai are altă mutare de făcut aici? Nu. Dacă joacă rege G3, jucăm rege G5. Iar dacă joacă H4, interesant. Rege aici, rege F4, rege G6. Nu rege G6. Nebun C8, rege G3, nebun, rege G5 pierde. Și atunci nu se duce la G3, se duce la... ca să intre în colțul opus.
Un moment, observați că nu este chiar așa, deci rege G3. Pare simplu, dar nu e simplu. Deci, încă o dată, rege G5, pion H4. Acum însă mută nebun aici. Da, scuze, vă rog să mă scuzați. Cum rege H5? Și după rege F3, rege aici, rege F4, rege aici și nu mai are câmpul F5 disponibil. Și acum, practic, rege E5, rege G6 și pionul se duce ca din pușcă. Vă rog să mă scuzați. Încă o dată, suntem cu albul. Cu albul? Da, cu albul suntem. Da, și exact asta e mutarea. Nebun B3 pentru a scoate remiză. Rege C1, nebun A2, rege A1, nebun C2. Da. Încă o dată suntem cu... Suntem cu albul. Deci, practic, toată forța noastră stă în acest pion. Dar dacă mutăm pion A7, dintr-un foc joacă calce 4, calbe 6. Și atunci mutarea asta hoață, într-adevăr, ne asigură nouă câștigul. Calul e făcut pateu și după e de 5 sau rege de 5, A7, scoatem dama. Această poziție, cu ce suntem? Cu negru. Și trebuie să o câștigăm. Și după nebun de 7 am făcut pateu calul alb. Pe urmă facem puf, 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 puf. La revedere. Suntem cu negru sau cu alb? Ia să vedem. Suntem cu alb. Da, aici, fără teamă, dăm nebunul. Și după rege F2, rege aici, rege aici, rege aici, scuze, rege aici, rege aici, rege aici, se duce totul pe apa sâmbetei pentru negru, pionul fiind în față. Suntem cu... Cu ce suntem? Cu albul. Stați, asta nu înseamnă că e cea mai bună mutare. Suntem cu albul. Deci cal F7 iese din discuție. Rege H5 de asemenea iese din discuție. Deci e clar că trebuie să jucăm cal G6. Care e ideea aici? Și... Bine, dar cal G6, stop, ia uite ce prostie, zic eu. Cal G6 ne bate calul. Nu mai prost. Eu credeam că se duce încolo. Upsa. Interesting. Nebunul este de culoare bună. Dar cal G6 totuși se impune. Stați un pic, scuze, scuzați-mă. Pentru că nu poate să-l bată. Da, iau-te ce tântălău sunt.
pentru că efectiv ar fi pat. Și după ce calul scapă, pe urmă poate să vină la G5 și să bată acest pion. Regele meu nu mai poate fi scos de aici cu nicio culoare. Deci, practic, putem juca cal H4, cal F3, cal G5 sau cal F4, cal H3, cal G5. Remiză chiar. Suntem cu albul. Cum câștigăm aici? Normal zici că o să câștigi prin nebun D6, dar nu merge. Pentru că după ce D6, C7, D5, șah, e vai de fondul nostru. Opsa! Să ne ducem la puful ăsta, rege B4, dar joacă rege D5, rege... nu e bine. E clar că nu e bine. Și atunci trebuie să jucăm nebun de 8. Scuzați-mă, ca să avem în vedere și pe ăsta și pe ăsta. Și acum el ce poate juca? Rege C. Deci orice mutare de nebun îl duce la pierdere de pion. Joacă A5, joacă A4 și tot trebuie să mute din rege. Și oriunde s-ar duce regele, da, puțină luptă. Să vedem dacă cumva nu poate să se ducă pe aici. Pentru că și asta trebuie ținut cont. Da chiar. Pentru că își face și el H4 liber. Puțin mai mult atenție. Deci nebun de 8, rege F3. Rege 3, rege G2. Nu merge să-l țin acolo, care tot timpul rege H2, nu. Ideea nu e bună. Rege B4 de asemenea nu e bună pentru că îmi dă nebune 1 șah și mă face să mă întorc înapoi. Și atunci o luăm așa. Rege F3, rege D5, rege G2, rege D7, rege H3. Nebun C7. Rege G2. Sau rege H2, nu G2, că G2 îi bat în G3 și mai pierde un tempo. Rege H2... Dar atunci joc nebun de 6, da.
Deci aici așa câștigăm rege G5, rege G2, rege G6, rege H3. Oh, sunt cu un tempo minus, ce naiba gândi aici? Rege D7. Deci unde joacă? Dacă joacă la G2, bat în H4 și în C7 și pe urmă scot. Trebuie neapărat să joace la G4. Și acum, nebun C7. G3. Nebun G3, rege G3, rege C7, H2, C8 damă, H1 damă. Și câștigă aici. Am într-adevăr mari șanse să câștig, dar șanse după acest șah. Nu după acest șah, scuze. După acest șah. Damă B8, da. Și acest pion, deși cam greu, mă rog. Dar este interesant. Aici suntem cu albul. Și jucăm aici cu albul. Tot aici e să ai pion liber. Deci, cu atât, deși am pion în plus, se impune asta. Și după asta să joc rege F4. Și ce joacă negru aici? În ciuțfang. Dacă eu aș fi la mutare, dar nu, chiar dacă aș fi la mutare, aș juca nebun E5. A, nu merge nebun E5, când bate în G5. Dar aș juca nebun B8. Iar la rege D5, îi bat. Și când îmi bate să și joc aici și vin aici, îmi pun nebunul pe bombe. Da, interesant. Ia să vedem cât mai avem din asta. Nu mai avem multe. Bătaia corectă. Suntem aici cu negru precis și pentru a fi foarte preciși în exprimare, deși normal pe noi ne învață să jucăm nebun F8 teoria, dar aici la nebun o simplă mutare de nebun la C4 pierdem. Deci nebun F8, nebun C4 și nu mai putem sta pe loc. Și atunci suntem forțați la nebun B2. Da. Interesant. Oprind acest G7 ucigaș. Iar la rege G5. Putem să-i dăm și șahul acesta, pentru că nu se poate para. Deci, nebun B2, mai are ceva, nebun A1, deci câteodată pion G7 am bătut, da.
În schimb aici, da, jucăm din față, nebun de 7, și rege F7, fără nicio, și este remiză chioară. Aici încă o dată, deci nebun de 7, nebun, poate să ne dea și la B4 și la rege F7, dacă face o mutare de așteptare, avem și noi spațiu în spate să facem mutare de așteptare și acest rege nu se poate deplasa de aici. Ca să vină la D5 să împingă. N-are absolut nimic. Da. Aici suntem cu albul. Și se pare că vrem să câștigăm. Mutarea este foarte normală, turn C5. Deci în momentul când ai tăiat regele de pion pe linia a 5-a, poziția este complet câștigată. Să zicem că ne joacă turn aici, rege aici, turn șah, rege turn aici, iar la, deci șahul ăsta a fost stupid, rege aici, rege aici, ba n-a fost stupid, stați un pic, din nou șah. Aici dacă scoatem, batem, după urmă are rege G5. Dar nu văd altă idee. Dar totuși, deci turn C8. Rege B6. Și acum trebuie să-l bată, că dacă mai dă un șac vin la C5. Turn A7, rege A7, rege G5. Am timp. Rege B6, G3, rege C5, rege G4, rege D4, rege F3, face umărul. Ha! Nu, asta e remiză. Am greșit pe undeva. Deci, încă o dată, turn C5 se impune. Și joacă turn E8 sau turn F8, tot aia este.
sincer nu văd cum îl bate. Ia să dăm pe ăsta, că de-aia avem pe pufulețul. Oh, nu ăsta. Ia să vedem ce zice. Deci rege B7. Deci am gândit bine, rege B5, oh, rege B5, da, și asta m-am gândit, dar la rege B5. A, nu, turn B5. Deci încă o dată, rege B7 și el zice turn H8. Dar de ce nu șah? Care e problema șahului? Rege B8 și din nou șah. A, nu șah, acum pot să... Da, corect, scuze. Deci, acum bat... A, și îmi rămâne turnul. Tot, rămâne regele, tot. Deci nu sunt forțat să plec de pe linia 5, ce căzut în cap. Scuze. Scuze. Ideea o știam. Da. Aici suntem cu negru, da. Și trebuie să facem remiză. Și suntem la mama naibii. E clar că trebuie să jucăm rege pe 5. E clar că el îmi va juca turna 4. E clar că eu joc asta. E clar că se apropie. E clar că eu joc asta. E clar că se apropie. E clar că eu joc asta. Da. Și acum, dacă îmi joacă ca în celelalte... Deci turna 3 a 2... Nu, turna 3 joc rege B4, iar dacă jocă turna 2, rege B4. Deci aici, practic, este... Deci, încă o dată, puf, puf, și la turna 1, puf. Da, este remiză. Nu mă întrebați de ce, că nu știu. Suntem cu albul. Upsa! Suntem cu albul și ci că ar trebui să câștigăm. Câștigi dacă ăsta are un pas până la transformare. Ah, e simplu, eu te ce tântălău sunt. Da? La rege de 8, indiferent unde duci, am turne 7. Deci mai bine te duci în față. Turne 7. Rege C5. Turn E2. Da, și pică ca muștele. Deci G5 nu mă interesează. Sau mă interesează? G5 ca să-l îndepărtesc cât mai mult de D. Deci iau, împing, vin, vine și stau aici. Da. Suntem cu negru, e clar, și facem remiz. Asta e foarte simplu. Tâmpește. Suntem cu negru și trebuie să scoate remiza. Aici trebuie să te duci spre colțul tablei, deci rege G8, pentru ca la turn A8 să ai rege aici și singura lui chestie este să joace turn pe 8. Dar eu pur și simplu mă apăr și aștept și când joacă rege 7, voi juca rege
27, neavând sau are. Stai că dă șah, ce ai? A, nu, îl iau cu șahul, scuze. Până behă e. Urmă, iar mă duc în spatele lui. Da. Bun. Suntem cu albul, căci că trebuie să câștigăm. Aici pare destul de simplu. Turn G5, rege G5, rege E5. Da. H4, H3, H6, A3, B5 nu pot să împici că trec pe lângă tine, A5, A4, ai rămas fără mutări. Da. Și de bit după ce joci rege H5 îți bat în E6, până atunci nu îți bat. Să crești mare, atât pentru...